Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Skywars și pe Pixel și frazuri. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și bineînțeles dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie la mine pe canal. Haideți să vedem ce reușim să facem și noi în acest episod, oameni buni, sper totuși, bă, să meargă treaba bine, pentru că, credeți-mă, am încercat de două ori să filmez. Prima dată a picat serverul în prima arenă și a doua oară ghiciți a picat serverul în prima arenă. A fost foarte drăguț, ce pot să spun, m-am enervat destul de tare că, bă, frate, nu puteam să filmez Skywars for fuck's sake. Și sigur pica server, pentru că prima dată a picat, după 10 minute când și-a revenit erau numai 3000 pe server, știi, ceva de genul, și înainte erau mult mai mulți. În fine, bă, ne-a dat full armură. Poate vrea să se revanșeze server, frate. Ne-a dat full armură și am putea să facem noi o șmecherie. Să facem asta. Dacă n-ar da tipul ăsta, uitați-vă la el, nici măcar nu mă nimerește. But he's trying. Și eu mă duc, uite așa. No, bine, dacă dau toți în mine acum, nu am ce să le fac, trebuie să-l bat pe ăsta. Deci ăla nu înțeleg ce face, frate, ăla... Să-mi bat piciorul. Deci pe ăla o să dau perlă special ca să-l îi distrug toate visele oamenilor. Deci pe tipul ăla o să-i dau perlă special ca să-i... Rip, pa, pa. No, du-te în grijane, deci, tipul ăla, frate, ne-a dat cu arcul, deci îmi dădea în mine ca arcua. Cu a, nici nu mai știu să vorbesc. Dădea în mine cu arcul special ca să mă enerveze, să mă dis... Opa. Hai că nu vreau să scadă în voi toate. Bă, asta are iteme bune! Mort! Mama mia! Deci tipul ăsta avea iteme bune și văd că este lăgus pe server. Din păcate, chiar este lăgus pe server, frate. Ce naiba. Cască cu protection, adică, frate, uitați-vă cum fac itemele. Mă rog, v-ați prins și voi, de fapt, deja. Și ce o să fac? Sabia asta cu sabia asta și facem un șamnez 2. Mai este un tip, bă, da, asta avea, cred că asta e cu fire aspect, dar știi ce o să fac? O să mă duc direct pe el și o să-l bat. Pentru că nu pare că are iteme bune. Ce faci, boss? Chiar în spatele tău. Aha, pui tu lavă? Sigur, sigur. Victory! Da, mă, uite că am reușit să câștigăm, în ciuda acelui tip care făcea spam cu arcul de pe insula lui fără vreun scop, pur și simplu ca să, nu știu, încerce să mă omoare, să... Pana mea să mă omoare. Duno, why? Dar e bine că l-am bătut, deci cu câtă oră am dat acea săgeată să-l împing în voi, dar oricum dacă nu se apuca de construit să dau cu arcul, dădeam cu perla și tot îl băteam, știi? Dar cu câtă ură, frate, sunt un om rău. Cademe, sau mă pot cataloga ca un om rău dacă l-am omorât pe tipul ăla care m-a stresat. Și tipul ăla e dezbrăcat. Deci nu vine să cred că n-am reușit să-l nimeresc. O, am murit, s-a aruncat singură. Deci nu vine să cred că nu reușisem să-l nimeresc, frate. Deci nu știam pe unde vrea să se ducă. Am crezut că vrea să se retragă în cealaltă parte. S-a dus fix în cealaltă. Ok, băi, bine că am scăpat de unul. This is pretty good. Op, așa, punem asta aici. Tot acâmul și... Nice, da. Bun. Hai să mergem în direcția asta. Nu, tipul lasă-s. Deci trebuie să nu-i lăsăm pe ăștia să se ducă la mid. Nu-i lăsăm pe ăștia să se ducă la mid. Ce faci, boss? Ăsta nu m-a văzut pe mine, what? Deci tipul ăsta nu m-a văzut pe mine. Mersi că mi-ai făcut drum. Deci tipul ăsta mi-a făcut drum. Îi mulțumim foarte mult, oameni buni, pentru că ne-a făcut un drum aici ca să ajungem noi mai repede. Și uitați un chest plate. Du-te, bă, de aici, nu vreau să te am acum pe cârcă. E un tip lângă mine și sună și telefonul fix lângă mine. Da, mă, crezi că nu știam că vii tu din spate de acolo, boss? Gata, hopa, i s-au dus toate planurile. No, acum s-a retras. Deci ăla vrea să vină la clean-up. Deci viermișorul ăla vrea să vină la clean-up. Și acum nu mai are tupeu, iarăși vrea să vină la clean-up. Dar nu poți numi clean-up, boss, că... Haha, alunecat, săracul, doamne, deci dacă a încercat atâtea ori să vină când mai aveam o puțină viață, până la urmă a găsit în void. Dacă încearcă de atâtea ori, ce să-i fac eu acum? Bă, am iteme super bune, frate. Numai casca mai trebuie, că practic și în rest sunt fucking full. Trebuie să vedem, poate ar costa este mai bunicel. Ce, power 1? Nu, că și eu tot power 1 am. Aș putea să fac power 2, dar sincer n-are rost. Asta aici, oh, uite-mă, o puțină de speed pe care ăștia n-au luat-o. Bă, băieți, bă, unde e ultimul? Quackers 555. Ai scrie, where are you, my friend? Mă uit așa atent pe fiecare insulă. Să văd dacă e acolo, dar nu-l văd. Where are you, amigo?
Hai să vedem unde e el. Sunt sigur că este băgat pe o insulă undeva, stă ca un șoricel. A, uite-l. What the fuck. No, bine. Deci am crezut că e construit acolo. Nowhere. Deci dacă mă împingea... dacă mă împingea... You are a rat. Ești un șobolan. Șobolanicus. Oh, da. Deci cu câtă ură o să-l omor pe ăsta? Dacă o să reușesc să-l omor, că poate mă împinge în void, știi? Dacă mă împinge în void... Man, you are pro. GG. Pro plays. Iau, am luat și plus 25 pentru karma, frate. Deci vă dați seama cât de bucuros este tipul ăsta aici? Nu, uite, genul ăsta de jucător mă disperă. Deci genul ăsta de jucător, nu știu, le-aș da ban să-mi dau piciorul. Santi joc, frate. Așa cum la fotbal, dacă nu joci și ții de minge, știi? Dacă ții de minge și nu dai o pasă în față, stai, dai pasă numai cu portarul așa. Pa, pa, pa. Portarul de la fundaș, fundașul la portar. Portarul la fundaș, fundașul la portar. Trece timpul, dai anti-joc, așa cum am făcut asta. Asta stătea pe insulă, se uita la mine, dădea cu bulgări în mine. Ok, 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 ok. E bun, el e jucător profesional să mă picior. Și nu mă așteptam ca de acolo să mă pată împinge acolo în spate. Adică, normal că mă împinge în spate, dar nu credeam că o să cad. Ah, asta a fost o problemă pe care n-am luat-o în calcul. Na bine, noi bai, las să trecem peste. Oricum, din punctul meu de vedere, arena aia este câștigată. Și, sincer, I don't give a fuck about him. Ne punem noi repede... Oh! Și mai are puțină viață, ghiciți ce? Nu vreau să-l împing în void. Aie. Incredibil, incredibil, nu vine să cred. Nu vine să cred, nu vine să cred, nu vine să cred. Măi, de ce, de ce? Nu, uitați ce înseamnă. Deci asta este ghinion, ăsta. Deci i-am dat acolo o grămadă de hituri și n-am găsit în voi și ultimul hit l-am împins în voi. Deci asta este ghinion, oameni buni. Fucking unlucky. Fucking unlucky. Și acum să dea unul cu bulgări în mine, cum ar fi? Well... Ar fi destul de unlucky și asta. A, e unul care... Oh, clean up? Și eu vin aici sus, repede acum. A încercat să spargă scara. L-am bătut, mă. Ia uite, mă, nu pot să urc pe aici. Ești nebun? Dar oricum, are... Cred că tipul ăsta are. Are multe iteme aici. Pantalonii îmi trebuie în primul rând. Uite aici pantaloni. Cască cu protection, sabie, cu șarmele și tot ce trebuie. Am luat și niște boots buni în inventar, dar n-am avut timp să-i pun. A, tipul ăsta e slab. Și încă unul care vine aici pe post de... Nice! Și acum tocmai aveam să pun boots ăștia. Dar I did a great job, my friend. Bun! trei arene, două victorii până acum pentru că m-am pins tipul ăla în void. No, good to know. Să nu zic 3 arene, 3 victorii, ca după îmi bate scap. Aie, n-ai câștigat toate arenele. Și că wow, YouTuber. Oh my fucking God, guys. There is a YouTuber among us. Oh my fucking God. Uite-l pe tip. Oh. Oba, ce-ai făcut, prietenaș? Deci așa am făcut toți. Și eu când se dezbrăcat, se trezește unul să dea cu arcul în mine, așa că am decis, bă, dar de ce să nu mă apuc să dau și eu cu arcul în ei tăți? Știi? Când văd ăștia dezbrăcați și am un arc, ia asta e să-i omor eu. Că e destul de ușor dacă faci așa, dacă faci chestia asta chiar este ușor, îi omor repede, sigur dau rage, cu siguranță dau rage după, se gândesc, mamă, cine era tatăl ăsta de mă spamează acum cu arcul? Dar, frate, asta e jocul până la urmă, nu? That's the fucking game, bro. God damn it. Eram sigur că o să dea cu bulgări. Eu știu ce o să fac. O să o pun pe aici și șmecherii de astea ca să fiu sigur că nu cad eu pe aici. Pentru că mă știți pe mine, deci mapa asta e, nu știu, e... Și ăsta o să mă bat cu tipul ăsta. Când uitați-vă cine e la mid. Deci uitați-vă la el cât de prost e. He is at mid and you aim at me. Oh! Oh! What the fuck, cum a ajuns ăsta aici?
Aha, mâncam ei curu. De guster. No, și acum îl batem pe ăsta. Dacă pot să-l prind. Pa, pa. Și acum îți vine ăsta la mine. Și acum îți vine tipul ăsta la mine. Să vezi ce... De ce mă bucur. Deci acum îți vine tipul ăsta la mine. Fii atent că el o să găsească o cale de a construi. Și ăla are iteme de la mine. Mamă, trebuie să am grijă. Este și puțin tălăguț. Ceea ce mă dezavantajează, sincer, mai ales că eu dau cu arcul. Yo, ui, cum mi-a plasat săgeata aia. What is your YouTuber channel, lol, are you recording? Are u recording? Oh, god damn it. Ce faci, mă? Ce faci, mă, precenaș? Pă, toate astea, oh, hmm. Cum am început să facă spam amândoi. Când au văzut că stau pe loc. Și că are you VIP? What the fuck? Acum mă întreabă dacă sunt o persoană foarte importantă. VIP, very important person. Ituri. Multe ituri acolo, așa îmi place. Frate, 45 de secunde pe la refill. Mă, cel mai chiar ar fi să stau la mid, să se dea refill-ul. Poate prind și eu ceva fain. De ce nu? Dar n-are rău să mă duc eu acum pe ei. Uitați-vă ce cazemate și-au făcut ăștia. Și-au făcut loc de luptă, ești nebun război. 30 de secunde. Oameni buni, încă o dată nu uitați, bă, să apăsați ceva acel buton de like, chiar am nevoie de susținerea voastră, să strângem acolo foarte multe like-uri, dacă mă susțineți, bineînțeles, și dacă vreți să apară cât mai multe episoade pe canalul meu de YouTube. YouTube, 15 secunde. Hmm. Dacă îl nimeream acolo, I need the bow, hey, hey, you can strike to Kima Jake, by the way. No, eu dau una amândoi. Cam e curu. S-a dat refill, nimic. Aha. Ia-ți vedem. Protection, speed. Am dat pe sub el. A, ăsta oricum e mort. E ca și mort, pune tu lava. What the fuck, n-a murit? Ba nu, ba da, a murit. Pune tu la... Câtă lava vrei, boss, că nu... Nu o să te salveze. Oh, and I am fucking full. Deci use full protection. Am tot ce trebuie. Mai lipsește acum să mă împing în void. Așa cum s-a întâmplat și anul trecută. Și nu vreau să mă duc până la el acolo. Serios, de ce? De ce aș încerca? Tipul ăsta vrea, nu știu, pur și simplu să dureze mai mult. Come at me and fight PLS. Uite, i-am scris și cu caps-ul. Am părut foarte nervos că i-am scris cu caps-ul. Ok, el dă cu arcul acolo, eu stau aici. Ce zici, oameni buni? Haideți să facem ceva, nu știu. Then tell me what your YouTuber channel is. O să-ți spun no. Pentru că el acum vrea să mă facă cumva să... Ce? Come on. Dude, 40 de secunde. Și fii atent, o să-l omor cu toată ura când o să-mi vină perlă. Deci o să-mi pice o perlă, oameni buni, acum la refil în 35 de secunde. O să dau în el cu toată ura. Deci toată ura pe care o am eu în acest moment... O să dau în el. Pentru că noi îl așteptăm. Deci tipul ăsta e aici de la început. Eu m-am spawnat acolo, aia e insula mea. Eu am venit de acolo și ăsta a dat în mine. Mai țineți minte? Eu eram aici. Era unul care lua cu fere de aici. Și el în loc să încerce să vină la mid sau ceva, nu, el dădea în mine ca să mă țină acolo. Și ăsta de la mid lua toate itemele. Știi? Și de atunci el stă numai... Adică ăsta n-a plecat pe insula lui. Absolut deloc. Ok, fii antenă cum o să-mi pice mie perle. Și cum o să încep să plângi tu, boss. Ia uite-l, mă, frate. Ia uitați-vă la el. Doamne, deci tipul ăsta e penal. No, bun. Da, mă. Du-te în grijane de aici cu perlele tale, cu tot. Boss, pleacă! Ieși acasă, ieși. Leave the fucking place. Mama mia. Deci am spamat acum cu toată ura. Cred că aveam în față așa. Mori, firele naibii. Bă, e bine că ne-am descurcat. Deci până acum chiar e bine că ne-am descurcat. De ce, frate? N-am avut failuri prea mari. Am câștigat multe arene. Tot a fost super, super beton. Tipul ăla vrea să vină pe insula mea? Nu vrea, mi s-a părut. M-am dat ce...
Fața are. Are față de nare. Are skin-ul ăla bugat. What? Nu știu ce am avut impresia că e aici. Hai repede, facem aici spam nebun. Nice. Băgăm pantalonaș. Opa, opa, opa. Pac, pac, pac. Bun. Dăm aici anvil și let's fucking go. Deci dacă apuc să merg la mid, fără să se uite vreunul. Uite, oh. Îmi pare rău, boss, dar și tu ai fi făcut la fel. Deci și el ar fi făcut la fel. Trebuie să recunoaște că și el ar fi făcut fucking la fel. Și să... No, no, no. Hai, boss. Dau regenul pentru că avem de făcut aici un parcur. Casca de diamond, îmi pare rău, e casca mea. I'm so fucking evil, boys. Sunt un om rău. Unde este? Pe undeva pe aici. Ia uite-l, mă. Lol. Este unul aici. Ah, ai coborât. Ah. Bă, asta are sabie bună. Nu mai are sabie bună. Acum nu mai are nimic. Bun, hai să mergem și pe ăștia. Bă, dar nu știu, parcă ăștia, nu știu, mulți dintre ăștia sunt așa prost, nu înțeleg de ce. Serios, man. Pa, pa. Lol, cum n-am murit, boss? Tu te îngrijeane de aici. Deci m-am dus după tipul ăsta ca... ok, știi de ce m-am dus? Pentru chestiile astea. Pentru că eram sigur că are iteme de la mid. Pentru că a luat coforul acela. Și hai să punem noi Sharpness fucking 2-ul ăsta. Mai sunt numai 3 tipi. Și ba, am iteme bune. Am casca și chestplay tu. Pardon. Casca și busii. Am cu enchant. Da, sunt itemele astea de la mid. Ce am luat eu aici pe jos. Și pantaloni au protection 3. Și ăștia se bat în 3. O să mă duc la cleanup frumos. Hello. Surprise. Fucking surprise, man. Nice. Bun. Și aici era o poțunes pe care o iubesc. Ok, și mai este unul singur. XX Minecraft Pro HD. Deci tipul ăsta are nume predestinat. Să-mi pac piciorul. XX Minecraft Pro HD. What the fuck? Dar acum întrebarea este unde e? Unde este? Oh, ia uite-l, mă. Deci nu înțeleg ce vrea el să facă, să-mi bag piciorul eu. Știi ce o să fac? O să dau acolo sus, pe clădire, deasupra lui. Ne dăm aici hit-uri amândoi în colț. A realizat că-l bat. A decis să plece în ultima clipă. Bun, am să ne mai bun la încă o arenă. Iarăși mapa, de fapt n-am mai picat mapa asta până acum, dar e o mapă gen... Iarăși o mapă unde trebuie să construiești destul de mult pentru a ajunge la mid, știi, cam la asta voiam eu să mă refer. God damn it, YouTuber, yes, hello, my friendos, hello everyone, love you guys, how are you today? Sabie, Full armură, nu vine niciunul pe mine momentan. Și aici... Check your note, acid bleed, acid dick blitz, what? M-am gândit la acid drip când am zis asta, sincer. Bag piciora. Ok, vine vreun tip pe mine? Că văd un nume acolo. Ăla de acolo, ăla vine pe mine sau? E pe, nu, e pe insula lui. Ia uite mă, ce faci mă, pe insulica ta? Bun, am scăpat de unul. No, bun, hai că nu dă nimeni în mine. Am terminat prima parte și acum s-a a doua parte aici. Care, de fapt, asta este cea... am ajuns. Deci nu vine să cred că am ajuns. Golden apples. Nice. Mai este unul care a ajuns. Frate... Îl împing pe tipul ăla și scheletul ăsta mă disperă. Frate, am crezut că aveam sprintul. Mi se pare mie sau tipul ăsta spart o scară de aici, de undeva. Uite-l pe ăla în spatele meu. E unul care e acolo sus și stă cu shift-ul.
Asta e tactică? Serios? This is a fucking tactic, bro. Dude, tipul ăsta e nebun, ce dracu-i cu, s-a băgat singur aici, ce... Eu nu înțeleg ce... Ce dracu-i cu kitul ăla. Sincer, nu înțeleg, what the fuck, mă dispera. Și tipul ăsta, aha. Hello! Nu știa ce să facă, se uita la mine atât de frumos, se uita la mine. A vrut să-l cruț, dar nu l-am cruțat. Beton, bun. Și eu, ultimii doi sunt acolo, se bat între ei. Perfect, frate. Facem noi și anul 2 ăsta. Și hai să ne uităm la cufrele de la mine. Nu știu de ce a fost unul aici sus. Pentru că a stupat, da. Dar cred că Adam Craft, tipul ăla, cred că el a fost aici. Dar nu știu, nu știu sigur, 100%. Hai să vedem. Mă asigur și eu, frate, să știu că e zoate cufrele, lol. That fucking tactic, bro. Tactica aia super jigoasă de te duci la mii și spargi cuferele cu toporul. Sau cu mâna, sau cu ce-o fi, ca să, nu știu, să nu mai ai nimeni iteme de la mii. Aia mi se pare o jegoșenie de tactică, părerea mea. Pentru că vrei oarecum să nu fie echilibrat, să nu fie echilibrat, știi? Ceea ce mi se pare puțin tel josnic, dar aia e acum. Du-te în grijă, deci... Alban, mă. Victory! No, bun, frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Încă o dată nu uitați să apăsați și pe acel buton de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă. Pa!